Bună ziua! Stimați cetățeni, bine v-am găsit! Subiectul conferinței de astăzi este activitatea Comisiei la Undromat, detalii noi. Vă reamintesc, pe data de 27 noiembrie a fost constituit în Parlament Comisia la Undromat, a cărei scop este să elucideze circumstanțele prin care în Republica Moldova au avut loc spălări de bani în proporții colosale prin intermediul instituțiilor financiar-bancare și instanțelor judecătorești. Deci în urma acelei decizii de a vota această comisie, comisia și-a început imediat activitatea sa. Ați văzut deja și primele audieri pe care noi am decis să le facem în format public. Cel mai interesantele au fost live transmise pe rețele de socializare. La aceste prime audieri publice, dumneavoastră ați văzut reprezentanții Serviciului Prevenirii, Combatere și Spălării Banilor, domnul Șarco, director. Au fost puse o serie de întrebări și au fost oferite o serie de răspunsuri, astfel încât să nu pericliteze ancheta. Eu am să punctez câteva repere, să ne amintim din cadrul acelei audieri publice. Este că banii, cifra oficială care a fost depistată prin intermediul ordonanțelor judecătorești, a fost circa 22 de miliarde de dolari, care au trecut în peste 62 de țări, destinația lor au fost. Au fost în Republica Moldova extrași și bani cash. Nu am cunoscut până la audierile închise care a fost destinația finală a banilor extras cash. Cert este că au trecut în cadrul acelei audieri. Am aflat că persoane nerezidente în Republica Moldova au trecut prin segmentul Transnistria. Misiunea lor a fost să extragă acești bani cash. De asemenea, noi nu cunoșteam care sunt beneficiarii finali, unde ajungeau banii în jurisdicțiile străine. Cel mai curios lucru este că au existat aceiași 4 executori judecătorești prin intermediul cărora creditorii își primeau banii. A cincilea executor a apărut la finalul tipologiei, a cincea etapa finală a tipologiei care s-a petrecut în Republica Moldova. Ceea ce acum vreau să vă anunț este că săptămâna aceasta am petrecut audieri închise, așa cum au cerut reprezentanții Serviciului Protecție Combatere Spălării Bani. În cadrul audierilor închise am văzut o prezentare, punctul de vedere a instituției, documente, nume, beneficiari. Deci, practic, toate aceste dosare au fost ulterior remise procuraturii, astfel încât organele de anchetă trebuiau să demareze activitatea în vederea elucidării tuturor circumstanțelor, cine, ce a făcut, ce nume sunt, de cine a fost responsabil, ca să vedem și un dosar în acest sens. Deci, ceea ce ne-au prezentat colaboratorii Serviciului Prevenirii, Combaterii și Spălării Banilor, așa cum am zis, de fapt, constituie elemente din anchetă, anchetă care este desfășurată de instituțiile de drept abilitate. Ulterior am să mă refer la câteva noi elemente, în măsura în care să nu periclitez mersul anchetei. Între timp, la comisia noastră, de fapt, mi-a fost transmis un document, reprezintă, de fapt, o opinie a câtorva profesori din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. Această opinie, de fapt, este un răspuns la o scrisoare a domnului Ruslav Popov, adjunct a Procurorului General, prin această scrisoare s-a cerut opinia profesorilor cu privire la
dacă în Republica Moldova spălarea de bani care s-a petrecut prin intermediul instituțiilor financiare, bancare și instanțelor judecătorești poate fi considerată infracțiune atâta timp cât nu există sau nu este demonstrată infracțiunea inițială. Vreau să vă spun că acest document a apărut și ieri în cadrul unei emisiuni TV și m-am și bucurat că el a apărut în public. Înseamnă că vom bate în continuare, vom depune presiune împreună. Citind opinia profesorilor, la prima vedere, ca om care nu am studii în domeniu, pot să vă zic că acest răspuns, de fapt, mi s-a părut că vine în folosul de a stopa ancheta sau de a clasa dosarele. Așa mi-a părut mie, dar în cadrul emisiunii un coautor, un profesor, un coautor acestui răspuns a venit și ne-a informat, ne-a oferit punctul dumneavoastră de vedere. Mă bucur că a reușit, a avut și dreptul la replică, astfel nutresc în continuare speranța că totuși ancheta va continua și ea nu va fi clasată. Dosarul nu va fi clasat. Dacă este... Cel mai interesant moment, iată, când a fost solicitat opinia profesorilor, vă reamintesc pe data de 19 noiembrie, noi am reușit să introducem pe ordinea de zi proiectul cu privire la constituirea anchetei la Comisiei la Laundromat. Iată, opinia profesorilor, domnul Ruslan a solicitat-o pe data de 23 noiembrie. Și răspunsul l-a primit peste două săptămâni exact. Nu știu, nu pot să mă pronunț. Este un termen în termen sau este rapid sau este un termen normal în care să se vină cu o opinie timp de două săptămâni. Nu fac nicio legătură, nu zic că este coincidență. Posibil că domnul Popov poate nici n-a auzit când Parlament se propune de a fi instituită o astfel de comisie la Laundromat. În același timp, dacă o să analizez evenimentele din 2010, iată, avem o hotărâre a Curții Constituționale. Despre acea hotărâre în presă s-a scris că ea, de fapt, a servit drept temei pentru deconectarea butonului roșu la instituțiile abilitate pentru protecția, combaterea spălării banilor. A fost sesizată în alta curte de către ex-deputatul Cheptenii Valentin Amenepe atunci. Și noi am deci în Curtea Constituțională a fost expus că a fost consultată opinia mai multor instituții. Toate instituțiile care au fost consultate au venit cu răspunsul de a nu susține sesizarea ex-deputatului Cheptenii. O singură instituție de învățământ, Universitatea de Stat, a venit în susținerea sesizării ex-deputatului care a sesizat Curtea Constituțională. Posibil că poate nu are nicio legătură cu intenția de a clasa dosarul, dar am făcut o mică analiză pentru că misiunea comisiei noastre este și de a elucida factorul prin care a fost posibilă de a fi modificat cadrul normativ legal și astfel de a vulnerabiliza legile, astfel încât instituțiile să nu poată să-și îndeplinească atribuțiile până la capăt sau, din contra, să servească motiv pentru care instituțiile să nu-și facă treaba până la capăt. În acest sens, bat alarma și solicit atât cetățenilor cât și reprezentanților mass media să depunem împreună și în continuare presiune publică asupra instituțiilor abilitate responsabile de mersul anchetei. Acest dosar trebuie să dețină, să aibă o finalitate, căci această tipologie, spălare de bani prin Republica Moldova, nu doar a șterbit din imaginea țării noastre, ci a supus vulnerabilității cadrul legal, a atentat asupra modului de funcționare a instituțiilor statului, a creat premize prin care a crescut și mai mult corupția de nivel înalt. Stimați procurori, clasând acest dosar, dumneavoastră nu veți face decât să întăriți și mai mult acea stare de impunitate care a generat după sine scăderea dramatică a încrederii cetățenilor în instituțiile statului.
cât și exodul masiv al populației statului nostru. Reiterez, cazul Laundromat este tot mai mult supus tăcerii, în speranța că opinia publică în scurt timp va uita definitiv. Vreau să aduc mulțumiri presei și să salut faptul că săptămâna trecută a reflectat audierile publice din care au extras informații noi. Înseamnă că împreună noi, alături de cetățeni, trebuie să depunem presiunea despre care vorbim, pentru ca procurorii să înțeleagă că acest dosar trebuie să aibă o finalitate. Dacă revenim la audierile închise, pe care le-am petrecut săptămâna aceasta cu reprezentanții Serviciului Protecție, Combatere și Spălării Banilor. Nu mai putem vorbi că banii în Republica Moldova au avut un caracter tranzitoriu, pentru că sume impresionante de ordinul sutelor de milioane de dolari au rămas în Republica Moldova. Zeci de milioane de dolari au fost extrași cash. Și lucrul acesta noi l-am auzit și săptămâna trecută în audierile publice. Au fost extrași cash de persoane nerezidente care au trecut prin segmentul transnistrean. Săptămâna trecută nu știam care a fost destinația finală acestor bani extrași cash, extrași în numerașe, ce vorbesc de ordinul zecilor de milioane. N-o să credeți, dar uneori se scria că destinația lor este pentru a cumpăra hârtii de valoare. Am întrebat unii specialiști în domeniul financiar bancar și au zis că aceasta este o aberație. Mai mult decât atât, o parte din această sumă a servit și pentru a corupe anumiți funcționari, cât și deputați din fostele legislative. În același timp, pe parcursul prezentării am văzut sau ne-au fost prezentate sute de destinații finale în jurisdicții străine cu scopul de achiziție de mărfuri de la nume notorii. Și atât aceste lucruri mi-au trezit multe semne de întrebare, dar și de nedumerire. Între timp, comisia noastră a făcut demersuri către multe instituții din Republica Moldova care au avut și au diverse roluri în domeniul prevenirii, combaterii, spălării banilor și evident am făcut și un demers către Banca Națională a Moldovei cu un șir de întrebări, dar cel mai important este am întrebat dacă în anii 2010-2014 instituția a făcut control la banca vizată. Da, am primit un răspuns, iată acest răspuns este un raport în vederea controlului care s-a organizat la banca vizată în spălările de bani. Din păcate, acest raport este cu titlul secret, din cauza că sunt date cu caracter personal și mai deține în câteva anexe, de asemenea descrise ca secret profesional. Ceea ce pot eu, astfel încât să nu periclitez ancheta, să vă spun pe marginea acestui raport. Aici se vede totul. Sunt nume, prenume, conturi, cum au fost făcute operațiunile, descrise persoanele juridice, fizice, executori, judecătorești, cum anume se petreceau tranzacțiile, cine acceptau aceste tranzacții, cum a fost extras cash-ul. Și cel mai important este că acest raport este deținut de organele de anchetă. Făcând referință la el, acest raport, de asemenea, deschide, elucidează multe circumstanțe. Insist pe această cale, procurorii, în cazul când au pierdut acest raport, să-l solicite de la Banca Națională. Apropo, cu Banca Națională, o să avem audieri publice, probabil că săptămâna viitoare, cu colaboratorii, deși dumnealor au invocat o ședință închisă, dar o să facem exact cum am făcut și cu reprezentanții Serviciului Prevenire, Combatere și Spălării Banilor. O să facem prima parte audieri deschise, astfel încât oamenii să audă ce a făcut sau ce nu a făcut Banca Națională în acele timpuri. Și, evident, eu am un șir de întrebări, iată, citind, văzând câteva anexe care sunt aici,
este imposibil pur și simplu să dorm liniștit, pentru că totul este prezentat. Cel mai interesant este în momentul prezentării a datelor deținute de către colaboratorii Serviciului Prevenire Combatere Spălării Bani. Deci în momentul acelei prezentări, dumnealor tot timpul invoca că a existat cineva sau acel cineva, și acel cineva este cunoscut de organele de anchetă, care venea în instanță, în instanța de judecată, și în numele creditorilor, fără niciun drept ca atare, demara procesul. Ce înseamnă asta? Deseori, și da, lucrurile astea au fost spuse și public, în numele creditorilor acționau cetățeni din Ucraina și deseori acești cetățeni nici măcar nu erau trecuți în baza de date ca, traversând frontiera, ajungând în Republica Moldova, să depună o cerere de chemare în judecată în vederea impunerii debitorilor, fidejusorilor, garanților ca să întoarcă așa numită suma drept împrumut, suma fictivă, evident. Deci era cineva care se ocupa ca lucrurile să meargă. Deci cineva care avea grijă cum să vorbească, cu cine să vorbească, cum să explice. Și așa cum vă spuneam, era foarte straniu că creditorii tot timpul se adresau la aceiași patru executori judecătorești. Cineva, de asemenea, acționa în Republica Moldova, fiind la curent cu ceea ce se întâmplă și în celelalte jurisdicții străine. Iată, colaboratorii, din păcate, nu au putut să-mi pronunțe numele. Dumnealor mi-au spus că organele de anchetă, procurorii, cunosc despre cine este vorba și ar fi cazul ca organele de anchetă să-și facă treaba în continuare. Cu mult mai multă drăzenie, cu mult mai mult curaj, sperăm că totuși există un procuror curajos care vrea să revină la acest caz. Vreau să vă zic că noi avem și un plan de audieri. Planul acesta de audieri noi putem să-l facem public. Este un proiect urma căruia noi ne ghidăm ca să avem predictibilitate. Pentru moment sunt audieri planificate pentru timp de 3 luni de zile. Oricum, noi o să activăm, n-o să plecăm în vacanță. Ceea ce vreau să vă zic, că unele persoane deja au și refuzat să vină în cadrul audierilor publice, pot să vă spun și niște nume. De exemplu, Alexei Barbăneagră, în 2012, fiind secretar la Consiliul Suprem al Securității, a refuzat, invocând motivele că nu mai ține minte, este în vârstă, COVID. Noi o să mai încercăm să revenim la dumnealui, pentru că este interesant cum în 2012 și cine a informat Consiliul Suprem al Securității, deși era evident, era serviciul informației cineva de la SIS. De asemenea, l-am invitat și pe domnul ex-președinte, domnul Nicolae Timofti, nu am primit un răspuns clar de la dumnealui. Dumnealui vrea să ne trimită un reprezentant, dar nu înțelegem cum anume un reprezentant poate să ne răspundă la câteva întrebări despre care domnul Timofti cu siguranță ar avea răspuns la ele. Domnul Viorel Chetraru a fost predispus, urmează săptămâna viitoare să vină sau să participe în cadrul audierilor publice. Domnul Drăguțanu a invocat un motiv, dar vreau să-i spun că noi totuși vorbim de laundromat, nu vorbim de jaful secolului. Și de aici avem nevoie și opinia dumnealui, pentru că am văzut semnături în diverse acte, inclusiv și opinia instituției. Vrem să punem câteva întrebări, un șir de întrebări, ca să înțelegem pe cât de mult s-a știut sau pe cât instituțiile au fost incompetente de a stopa această schemă. De asemenea, ceilalți reprezentanți o să găsiți, cine este din presă curios să vadă pe cine am inclus în audieri, om să vă prezint acest document. Noi activăm, acum suntem la etapa de analizare a cadrului normativ legislativ
foarte interesant, foarte multe lucruri noi la care nu s-au atras atenție până acum, iată, astăzi câteva le-am enunțat aici. Pentru orice întrebări care apar între timp sau dacă mai sunt persoane care vor câte ceva să ne comunice, îmi pot scrie. Dacă aveți și documente cu titlu secret, chiar e bine să le analizăm înainte de a le primi de la instituțiile statului. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că eu știu că toți știu, dar nimeni nu face nimic. Stimați cetățeni, aveți grijă de dumneavoastră. Sperăm că ne auzim în curând. Sărbători fericite pentru cei care, cu care nu o să reușim să comunicăm. Dar ceea ce vreau să vă spun este că cazul la Andromat înseamnă nu doar un simplu caz de spălare de bani. Cazul la Andromat înseamnă modul de a funcționa, modul de funcțiune a instituțiilor în Republica Moldova. Fapt ce a culminat cu jaf de proporții din banii cetățenilor. De aceea, ținem acest caz viu, în atenția presiei și în speranța că vom înțelege mult mai multe lucruri în curând, o să ies cu alte noi conferințe de presă. Vă mulțumesc!